Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Departe de România. Dacă în edițiile anterioare, în cadrul proiectului Vești Bune de Acasă, am vorbit despre oportunitățile pe care le au românii din străinătate în momentul în care vor să se întoarcă acasă în ceea ce privește locurile de muncă, dar și despre ce pot face autoritățile locale pentru a-i atrage înapoi acasă, astăzi vă propun să cunoaștem un caz fericit de repatriere. Așadar, invitatul ediției din această săptămână a emisiunii este Gelu Vlașin, un român care s-a întors din Spania și a deschis o pensiune într-un sat din Bistrița Năsăud. Pe lângă pensiune, el împreună cu soția au investit și într-o plantație cu mure de certificare ecobio. Așadar, cum a găsit curajul săriște să investească în România, de ce s-a întors acasă, poate fi agroturismul cheia renașterii satului românesc, cum îi convingem pe românii din străinătate să investească în locurile natale? Vom încerca să răspundem la toate aceste întrebări și la multe altele în minutele care urmează. Domnul Gelu Vlașin este alături de noi. Bună ziua, domnule Vlașin, și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și bine v-am găsit. Domnule Vlașin, ce căutați acolo în munți? Nu era mai bine la Madrid? Înțeleg că în Spania ați fost. A fost bine și la Madrid, nu pot să spun că n-a fost bine, dar după 20 de ani petrecuți acolo, vine o vreme în care te reîntorci la rădăcini, cum se spune în mod tradițional din bătrâni. A fost foarte bine și acolo, dar eu zic că este foarte bine și aici, la munte. Aș vrea ca cei care ne urmăresc să vă cunoască întâi ca oameni, atât cât este posibil în câteva minute și prin intermediul ecranului, ca să-și dea seama că nu avem de-a face cu niște investitori de meserie, da? Nu aveți un fond de investiții pe care l-ați accesat așa ca un om de afaceri, ci pur și simplu sunteți niște români care ați muncit în străinătate și ați decis să vă întoarceți acasă și să investiți bănuții strânși cu greu, bănuiesc, acolo la noi. Ce profesie aveți? Noastră, soția? Soția mea este profesoară de muzică. Eu sunt scriitor și spun asta pentru că există și profesiunea de scriitor, dacă vrea lumea să creadă așa ceva. Deși, după cum bine știe toată lumea, din profesia de artist în general, de scriitor, nu se câștigă foarte mulți bani. Dar asta este profesia mea de bază, scriitor. Cu asta m-am îndeletnicit și la Madrid, am fost scriitor, am fost promotor cultural, am organizat evenimente pentru comunitățile românești din diaspora, în special din Spania, dar și din alte țări. Și am avut și un mic business, ca să-l numesc așa, dar mai degrabă freelance, de community management. Adică mă ocupam de tot creativ, ca să spun așa, mă ocupam de marca unei firme pe rețelele sociale. Ce spun, domnul Vlașin, românii din Spania? Vor să întoarcă acasă? Păi românii din Spania spun așa cum spun românii de pretutindeni, că toată lumea a plecat nu cu ideea să nu se mai întoarcă niciodată în România. Toată lumea a plecat cu ideea să-și facă un rost, cum a fost și cazul meu, nu? Pentru că nu aveau oportunități să se dezvolte în România, pentru că nu aveau o bază ca să se dezvolte în România. Și aici menționez perioada anilor 2000-2001, când în România, după cum bine știm cu toții, se câștiga în jur de 100, maxim 150 de euro. Cine câștiga salariul de 150 de euro era ceva așa deosebit. Deci eu am plecat în momentul în care eram deja în București, terminasem facultatea, lucram acolo în vreo 3 locuri de muncă și de-abia câștigam dreptul să-mi plătesc chiria, să-mi cumpăr ceva de mâncare și niște haine. Iar la spectacole și teatru și concerte mergeam pentru că mă invitau prietenii. Nu aveam niciun fel de viitor. Mă uitam înainte și nu vedeam decât ziua de mâine și cum să mă descurc pentru ziua de mâine. Și atunci am luat decizia, eram singur, nu eram căsătorit, am luat decizia, așa cum s-a întâmplat în cazul foarte multor români în acea perioadă,
Ia câtă, cred că s-a ajuns la vreo 5 milioane de români care au plecat până acum de-a lungul timpului din România. Am luat decizia să plec din România pentru că eu nu mai vedeam niciun fel de oportunitate de a mă dezvolta ca persoană, ca fundament pentru a face un business. Nu vedeam niciun fel de oportunitate. Spuneați de planul majorității românilor cu care ați discutat de a se întoarce în România. Rămâne valabil planul ăsta, domnul Vlașin, sau viața în străinătate le-a schimbat puțin opțiunile? Nu le-a schimbat opțiunile, dar a rămas în schimb, vă dați seama că totuși majoritatea a plecat cu ideea și cu ce se întâmpla în România anilor 2000. Cu teama de reîntoarcere. Încă nu au date concrete, pentru că știm cu toții, mass media, din păcate, ne bombardează cu informații mai degrabă negative decât pozitive. Prea puține cazuri în care se vorbește despre rezultatele deosebite pe care le-a avut un român, despre afacerile, despre cultura, muzica, arta și mai departe. Se vorbește mai mult despre ce nenorociri s-a mai întâmplat în țara asta. Și atunci românii din afară încă au spai mai bun, mă întorc. Mă întorc în România și ce? Ce fac în România? Au în cap încă ideea de acum 20-20 de ani că în România nu există niciun fel de oportunitate. Deci, până la urmă, credeți, identificați deja o problemă la nivel de imagine, să spunem, din punct de vedere al comunicării. Practic, comunicarea care vine dinspre România, spre românii din diaspora, nu arată prea bine. Nu pune țara noastră într-o lumină prea bună pentru ei. Asta ne spuneți. Păi asta pentru că singura lor sursă de venit, mă rog, nu e singura, mai vin în vacanță. Dar știți cum e în vacanță, sigur, că am venit și eu. Vii, stai o lună, două, abia ai timp să vorbești cu rudele, să-ți vizitezi niște prieteni. Nu vezi detaliile societății. Ți se pare că nu s-a schimbat nimic. Deci când vii și stai o lună, tu nu vezi în jurul tău prea multe schimbări. Și cum a găsit România după 20 de ani? Schimbată total. Schimbată total. Adică ca om plecat foarte mult în afară, dar care a avut din fericire șansa să vină în fiecare an și nu numai în calitate de turist să stea în vacanță, ci am lucrat la un moment dat într-un parteneriat cu o multinațională în calitatea mea de freelance pe ce înseamnă community management și i-am ajutat să aducă investitori în România, grupuri de investitori interesați să vadă ce se întâmplă în România. Și atunci eu am avut posibilitatea vreo 5 ani de zile așa să vin în România foarte des. Venind foarte des, eu vedeam de la, nu exagerez, lună, de la o lună la alta, că veneam în fiecare lună, de la o lună la alta schimbări în România. Atât în ceea ce privește infrastructura, cât și în ceea ce privește societatea în ansamblu ei. Mi se pare o ipocrizie să nu recunoaștem că s-a schimbat mult România. Chiar și la țară, domnul Vlașin, chiar și la țară, înțeleg în orașele mari că poate fi o diferență enormă. Și la țară e o diferență enormă. Dau exemplu localității de care noi aparținem, comunei Telciu, nu? Păi eu mi-aduc aminte cum arăta comuna Telciu acum 20 de ani. Adică nici nu se compară. Sigur că se puteau face mai multe lucruri. Sigur că nu ne putem compara cu Ciugud. Dar și în Telciu s-au întâmplat foarte multe lucruri. Acum tot așa ar fi o mare mârlănie să spui, domnule, primarul ăsta n-a făcut nimic. A făcut. E adevărat. Acum poate că am putea spune că ar fi cazul să mă lase și pe altcineva. Aia da. Dar a făcut. S-au schimbat foarte multe lucruri. Începând de la tot ce înseamnă infrastructură, tot ce înseamnă străzi asfaltate, pe toate văile. Chiar aici avem la noi, în Cătunul ăsta, un drum asfaltat peste un deal care face legătura cu un alt sat, cu Telcișorul. Sunt o grămadă de kilometri de asfalt care trec peste un deal. Era de neconceput acum 20 de ani. Acolo de-abia urcai așa, cu greu, perpedes. Acum urci cu mașina fără niciun fel de probleme. Da, ați menționat localitatea Ciugud. Într-adevăr, acolo standardul este foarte sus. Este un exemplu de bună practică al administrației locale. Am avut și noi invitat la această emisiune pe domnul primar din Ciugud și ne-a povestit niște lucruri absolut interesante. Domnul Vlașin, a fost un plan îndelung analizat, ați pus pe hârtie mulți ani de a vă întoarce sau pur și simplu ați pariat
pe noroc, ca să zic așa, că totuși ați investit niște bani, sunt niște bani riscați acolo. Știți cum e cu norocul? Sunt adeptul, adică eu cred, sunt un om norocos, numai că de multe ori când mă întreabă, bă, dar ce noroc ai avut că ai publicat niște cărți, ai publicat 3 cărți în Spania, extraordinar ce noroc. Da, și întreb pe colegii mei care îmi scriu, sunt și în străinătate, zic, dar zic, la câte festivaluri de literatură și prezentări de carte și prezentări de autor ați fost în Madrid, spre exemplu? Păi nu prea am timp, lucrez. Ați luat contact cu editurile din zonă? Păi nu prea, că nu știu așa bine limba spaniolă. Știți cum e cu norocul? Te mai duci și tu înspre el. Adică eu cred în noroc, dar nu stau cu mâna întinsă. Sigur că nu mi-am făcut un plan super elaborat, dar eu am plecat din România cu ideea să îmi fac un trai mai bun, să am o bază. Eu n-aveam niciun fel de bază. N-aveam teren, n-aveam casă, locuiam cu părinții și fratele meu la fel, deci suntem 2 frați, nu? Și aveam o singură casă, casa bătrânească a părinților. Adică acolo stăteam cu toții, bătlaie peste grămadă. Ce să fac eu în casa aia? Adică să am o cameră unde să vin din când în când și să stau. Și tot e bine că alții n-au nici așa ceva. Deci eu am plecat cu ideea să îmi fac un rost. Ideea mea era să mă întorc. Exact așa cum a fost ideea tuturor românilor care au plecat. Nu a plecat nimeni, zic, gata, am plecat, nu mai vreau să aud de România asta în viața mea. Nu e adevărat. E adevărat că unii și-au făcut acum în străinătate o bază și le e mai greu să se întoarcă. În sensul și-au cumpărat o casă, un apartament, copiii s-au născut acolo, au poate că un business. Dar lucrurile astea se întâmplă în cazul unei minorități a românilor care sunt în străinătate. Majoritatea românilor în străinătate nu au casă cumpărată acolo. Majoritatea românilor în străinătate nu o duc extraordinar de bine, mai ales în zilele astea, când în străinătate majoritatea țărilor, Italia, Spania în principal, unde sunt concentrate comunitățile cele mai numeroase de români, lucrurile nu stau chiar așa de roz, adică câștigă 1200, 1500 de euro pe lună, mai câștigă și celălalt membru al familiei ceva. Majoritatea trăiesc ok, dar de azi pe mâine, în sensul că nu reușesc să adună zeci, sute de mii de euro să zici că, domne, extraordinar ce bine e în străinătate. Nu, ei trăiesc acolo, e adevărat, serviciile medicale, publice, serviciul public de sănătate este foarte bine pus la punct și în Italia și în Spania, sistemul de învățământ, sistemul de sănătate, dar nu o duc extraordinar. Și atunci, ca și ei, eu, ideea mea a fost plec, îmi fac un rost, o bază și mă întorc. Și asta s-a și întâmplat. E adevărat, la un moment dat, fiind acolo, fiind singur, am avut șansa să o cunosc pe soția mea. E o întâmplare foarte frumoasă, dacă îmi permiteți așa un minut. Niște prieteni de-ai mei de la Bistrița mi-au făcut o surpriză și mi-au trimis niște mostre cu poemele mele cântate. Wow! Eu mai știam în lumea muzicii, mai ales în lumea muzicii jazz, o știam pe Anca Parker, pe Tiberian, pe Johnny Răducanu, eu mergeam când eram student la concerte de Green Hour sau din Club 22 și așa mai departe. Dar și nu recunoșteam vocea, zic, Doamne, Dumnezeule, sună absolut incredibil. M-am îndrăgostit de vocea aia. Da, zice, nu, cunosc și profesoara de muzică de la liceu Infoel, de la Bistrița. Zic, Doamne, Dumnezeule, vreau să o cunosc, este extraordinară. Și am venit din Spania în Bistrița. Și am cunoscut-o pe Cristina, actuala mea soție, m-am îndrăgostit iremediabil și de ea, au trecut 16 ani, mai bine de 16 ani de atunci, avem 2 copii care s-au născut la Madrid, o grămadă de activități împreună, atât în Spania cât și în România. Deci asta a fost povestea întâlnirii mele cu Cristina. Și procesul de repatriere a fost pentru toată familia, înțeleg că v-ați adus și copiii cu totul. Bineînțeles, dar nici nu se pune problema. Bine, acum e adevărat că am făcut și pasul ăsta când încă mai pot să discuți cu copiii. Copiii noștri acum au 11 ani cel mic și 14 ani cel mare, adică cu 3 ani erau mai mici. Încă se putea discuta. Acum văd la alți prieteni ai mei sau la fratele meu copii care au 16, 17, 18...
19-20 ani care nici nu mai vor să audă de România și au făcut acolo prieteni, iubit, studii, perspective și în plus o greșeală pe care au făcut foarte mulți români și aici nu mă sfie să o spun direct, în casă, românii ca și în România, că românii pretundine ca și în România, că și în România se întâmplă lucrul ăsta, au anumite frustrări. Văd la televizor tot felul de știri de asta apocaliptice și copiii stau undeva într-un colț, parcă nici n-ar asculta și începe românul limbarnița. Ce țară de rahat, uite, toți fură, uite politicienii ăștia, nemernici ăsta, Doamne Dumnezeule, dar când o să se termine cu hoția, cu corupția, cu nu știu ce? Ăla micu aude, aude azi, aude mâine că ei sunt așa ca o sugativă, bă, parcă nici nu ar ști, dar știu. Și după ani și ani, că românul spune, nu că el chiar crede că România e o țară de rahat, că nu e, domnule, hai să fim serioși, România e o țară splendidă, minunată. Acum că mai sunt și oameni care n-ar trebui să ocupe niște funcții de conducere, n-ar trebui să fie așa de promovați pentru că sunt nou la lor, asta e altceva. Dar România e o țară splendidă. Atunci copilul aude, azi, mâine, poi mâine, și după 15-20 de ani vine tati și mama și zice, pui lui tati, ne întoarcem în România. Păi tati, dar ești normal? Adică în țara aia de rahat, în țara aia plină de corupți și de hoți. Asociind cu ceva negativ, sigur, niciodată în casă n-am vorbit decât la superlativ despre România. Am spus cât de frumoasă e România, i-am adus pe copii și le-am arătat cât de frumoasă e. I-am dus prin România, nu numai să vadă rudele, că e bine să vadă și rudele. Dar zic, bă, hai să vedeți ce frumos. I-am dus prin pădure, i-am dus la pescuit, i-am dus, nu știu, peste tot cu mocănița. Și am zis, wow, dar ce frumos, câtă libertate, culmea. Cineva din Madrid, nu din Spania, unde democrația nu, e mai veche decât în România, îți spune treaba asta, ce libertate. Ba chiar ăla micu chiar spunea într-un interviu la un moment dat la o televiziune, dar de ce te-ai întors în România? Ce-ți face în România? Și pentru că e atâta libertate. Vă dați seama. Da, viața prin ochii unui copil câteodată ne oferă perspective interesante pe care noi adulților de foarte multe ori ne scapă. Așa este. Domnul Vlașin, a fost greu să investiți în România? Cum a decurs relația cu autoritățile apropo de schimbarea de care menționați? Eu dau exemplu Bistrița Năsăud. Sigur, din experiența dumneavoastră vă întreb. Din experiența mea, nu pot să generalizez pentru că am mai primit mesaje. No, la noi nu știu unde e altfel. E nenorocire, nu s-a schimbat nimic. Măi, la Bistrița Năsăud, oameni buni, chiar s-au schimbat mult lucrurile, adică în relația cu autorii. Dau exemplu Năsăud, că e aproape aici, orașul cel mai aproape, la 20 de kilometri, unde trebuie să mă duc, nu la fisc, bine, acum online, că se pot face toate plățile, impozite, taxe, nu știu ce, online. Dar, inițial, m-am dus și fizic acolo. Număr de ordine, programare, 2-3 minute, maxim 5, mi-am rezolvat treaba. Adică amabilitate, zâmbet, exact ca în afară. Adică nu era nicio diferență între cum mergeam eu la Madrid să îmi plătesc taxele, să vorbesc cu funcționarul public și cum vorbesc la Năsăud, la administrația fiscală, la ANAF. Ce o fi șeful ăla de la ANAF, cum o fi instruit oamenii, dar oamenii sunt foarte amabili. Mai departe, relația cu funcționari din primărie. Uneori mai scârție, că au și oamenii problemele lor, dar trebuie să înțelegem și pe ei. Dar nu se pune problema să te duci să nu-ți rezolvi situația. Te duci și îți rezolvi problema. Nu mai aștepți 100 de ani să primești o hârtie. Există niște norme care trebuie respectate. Nu răspuns în termen de 15-30 de zile. Aștepți să-ți vine hârtia, ai rezolvat situația. Deci prelația mea cu autoritățile a fost foarte simplă. După aia, în ceea ce privește investiția propriu-zisă, e adevărat, e un pic mai delicat aici pentru că știți cu toții, abia acum s-a făcut ordine cu cadastru, eu avea, taică mea avea un teren, dau exemplu numai ce s-a întâmplat cu terenul taică mea, dar avea cumpărat, cum se făcea pe vremă, pe hârtie scris așa cu creionul, semnat cu omul ăla, cu niște martori, dar între timp murise și omul, murise și martorii. Adică hârtia aia era o hârtie și gata, iar terenul nici nu figura pe oamenii de unde cumpărase.
de teren. Că actele astea cadastrale acum 40, 35, 40 de ani, 50 de ani când a făcut taică meu hârtile, păi nu se făceau așa aici la țară. Nu, se semna, ăla îți dădea terenul, tu îi dădeai bănuțul și la revedere. Deci a fost întreagă tevatură, dar s-a rezolvat. A trebuit să mergem, să vorbim la cadastru, să vorbim la primărie, să se caute în arhive, să descoperim cine e actualul, să actualizăm toate datele. Dar s-a făcut. S-a făcut actualizarea, terenul acum este în regulă, terenul pe care l-am cumpărat la fel, deși îl cumpărasem de la un proprietar, nu era el proprietarul de drept. Dar toate se rezolvă, oameni buni. Deci nu există să nu se rezolve. În momentul în care vrei să faci o treabă și în România, mai dedicat, pentru că nu au fost întâmplările astea făcute până acum 3 ani, 2-3 ani, n-au fost aduse la zi, dar acum sunt actualizate, cel puțin la Telciu, majoritatea terenurilor. Cele care, la care nu s-a găsit proprietar, conform legii, au intrat în tutela primăriei. Și acolo primăria decide ce se întâmplă cu terenul respectiv. Deci, relațiile cu autoritățile au fost ok. Sigur, este interesant ce ne spuneți. Ne-ați dat și o știre că la Bistrița, acum în glumă, la Bistrița e can afară. Glumesc. Este bine să auzim că și autoritățile române merg în direcția celor europene, că până la urmă suntem țara a Uniunii Europene și asta e bine. Înțeleg că nu v-ați lovit, ne spuneți că nu v-ați lovit de un zid în ceea ce privește autoritățile. N-au refuzat să vă rezolve problema, să vă spună, du-te domnule cu terenul tău de aici că nu știm despre ce e vorba și nu ne interesează. Chiar ați reușit să rezolvați. Da, da, eu zic că da. Poate că în alte părți nu e chiar așa de simplu. Sigur, sigur. Eu nu zic că a fost simplu și aici. A fost delicat, dar poate ține și de caracterul și structura fiecărui. Eu sunt un tip care nu renunță așa ușor, dar nu pentru că am învățat eu chestiile astea în Spania sau... Dar poate că și asta. Am învățat cel puțin lucru în Spania. Vezi, dacă ai un drept... Nu trebuie să aștepți tu cineva să spune, vezi că ai un drept. Autoritatea nu vine să spună ție, ai drept să faci. Nu, tu trebuie să te informezi care e dreptul tău și să ți-l aperi, că de-aia e dreptul tău și să te duci și să ți-l ceri. Deci nu există, eu dacă am un drept, cum e mai pe la sală, da, dar eu știu să mă duc, dacă e dreptul meu, păi de-aia cum să vă la primărie să spun, nu, am dreptul de, am dreptul ăsta, mă duc și mi-l cer. Știți că asta este cumva și o deprindere obținută în străinătate. Acolo e adevărat. Foarte mulți români au descoperit în străinătate că au drepturi. Și atunci când vin acasă, aplică această mentalitate obținută acolo și este bine să ne cerem drepturile, iar autoritățile este bine să și răspundă pozitiv la cererile noastre. Domnul Vlașin, din experiența dumneavoastră ca investitor într-o pensiune la țară, credeți că această formă de turism, agroturismul, poate fi una din soluțiile modernizării și renașterii localităților din România? Mă gândesc că plătiți taxe impozite pe afacerea respectivă, aveți furnizori în zonă, poate deocamdată nu se știe, dar poate oferi și un loc de muncă. Credeți că e asta o soluție? Eu cred că e o soluție și aici... Dau exemplu numai de la mine din zonă. Noi suntem la început de drum. Abia acum facem primii pași, dar tot așa, nu mă grăbesc. În primul rând nu mă grăbesc pentru că, vă dați seama, în afară de faptul că eu am gândit construcția asta, casa unde de fapt locuim, am gândit-o dinainte de a veni ca pe o pensiune, alternativ mi-am cumpărat și terenul din spatele casei unde am... Da drumul unei plantații de mure. Am acolo în jur de 35 de arii, 3500 de metri pătrați, în care am plantat 1000 de butași de mur. E adevărat, i-am făcut așa cum trebuie, scrie la carte, adică i-am cumpărat de la pepiniere autorizată, pepiniera Fundulea în cazul de față, cu certificat fitosanitar, certificat de proveniență, cu tot ce trebuie. Plantația am făcut-o conform standardelor, adică cu șpalieri, cu întinzătoare de sârmă, cu ancore, cu tot ce trebuie. Am respectat distanțele, am respectat natura, în sensul că
inclusiv cei de la Fundurea, mi-au explicat, domnul Vașin, că prima dată am făcut greșit, am început să plantez prin rânduri de mure de la est la vest. Și mi-au zis, domnul Vașin, standardele sunt de la nord la sud și mi-au explicat și de ce. Am respectat și standardul ăsta. Am inițiat procesele de certificare a plantației Ecobio la Cluj cu Ecoinspect. Deci am făcut toate lucrurile astea și alte lucruri pe care vreau să fac în perspectivă, în ideea că se poate face business la țară, dar să nu te bazezi numai pe, spre exemplu, pensiune, sau numai pe plantația de mure, sau numai pe proiecte culturale, sau numai pe alte. Să încerci să faci cât mai multe lucruri, să ai cel puțin trei soluții alternative de existență, pentru că eu așa am învățat, și asta tot de la spanioli, e bine întotdeauna să nu ai o singură sursă de venit, că s-ar putea la un moment dat să se întâmple ceva în sursa aia, să se blocheze, să se epuizeze, să nu meargă. Atunci eu întotdeauna îmi gândesc lucrurile așa natură, că înseamnă cel puțin trei surse de alternative de venit. Sigur, diversificarea afacerii este întotdeauna o idee bună, un sfat bun pe care îl dați celor care se gândesc să vă ia exemplul. Cum îi convingem pe românii din diaspora să investească acasă? Ok, noastră sunteți un exemplu de, să spunem, de succes, dar probabil că sunt mulți în situația dumneavoastră, cum erați acum 10 ani, nu știu, când vă gândeați. Cum îi convingem? Ce le spunem? Păi, eu cred că nici nu trebuie să-i convingem prea mult. Dacă s-ar face un studiu, dar din păcate nu s-a făcut studiul ăsta și cred că ar fi interesant, câți români din străinătate au investit deja în România? Deci, iertați-mă, dar majoritatea au investit ceva. Faptul că și-au construit o casă, faptul că și-au cumpărat un teren, este o investiție. Și dacă ne uităm în toată România, dar începând de la cel mai amărât sat până la capitală, o să descoperim, dacă ar exista studiul ăsta, sute și sute de mii, ca să nu spun milioane de români, care au umplut țara asta cu investiții, care și-au făcut o casă și au cumpărat unii, credeți-mă, nu sunt încă veniți, că am și vecini în zonă, dar și-au cumpărat deja utilaje. Ei se gândesc să vină cândva, încă nu știu ei când, că nu au curajul ăsta, nu le spune nimeni, haide domnule, că acum e o oportunitate, sunt fonduri europene, o grămadă, există posibilitatea să accesezi fonduri, ba ei chiar au și niște resurse proprii pentru cofinanțare. Deci ar fi moment oportun pentru întoarcere, e și destul de ușor să faci o firmă acum în România, nu mai trebuie să umbli 100 de ceasuri pe nu știu unde, poți să depui actele chiar și online în momentul de față. Spațiul virtual privat funcționează și eu mi-am depus o parte din documente și îmi depun o continuare pe online. Deci există oportunitatea asta. Acum, asta spun, investiții ca atare în sensul că oamenii deja s-au deschis și niște firme, încă nu, dar investiții vizibile, eu cred că toată lumea vede în orașul în care trăiește, în satul în care locuiește, în comuna în care stă, că s-au construit niște case, că s-au cumpărat niște terenuri, că sunt niște utilaje. Toate astea sunt investiții. Deci eu nu trebuie să-i conving. Ei s-au convins singuri, în momentul în care au plecat din România, au plecat cu ideea să merg, să fac un rost, să am posibilitatea să am un trai decent în țara mea. Menționați casele pe care le-au ridicat. Să știți că în multe din edițiile acestei emisiuni eu pun această întrebare interlocutorilor mei. De ce ridică românii din străinătate case acasă dacă ele rămân goale? Noastră ne spuneți că nu vor rămâne goale. Nu vor rămâne goale și vă spun, casa mea a fost ridicată înainte să ajung în România. Sigur, deci era și casa mea, și casa mea era o casă goală. Și casa unor vecini și a unor prieteni care sunt prin Vișeu, știu mai mulți, s-au întors în ultimii 3 ani peste 100.000 de români din străinătate. E o cifră destul de importantă. Românii ăștia nu s-au întors să stea în colibe. Românii ăștia aveau deja o bază. Majoritatea celor care s-au întors nu s-au întors că erau niște muritori de foame, nu mai aveau ce să facă prin Italia, prin Spania și uite aici să stea pe stradă. Oamenii ăștia, majoritatea, au venit pentru că, așa cum s-a întâmplat și în cazul meu,
au ajuns la concluzia că este momentul oportun să se întoarcă. Pentru că au o casă, pentru că și-au cumpărat un teren, pentru că s-au lămurit că ar putea să facă ceva în România în așa fel încât să aibă un trai similar cu cel din străinătate. Pentru că, eu spun cu mâna pe inimă, în momentul de față, eu trăiesc la nivel similar cu cel din Spania, de la Madrid, ca și în ceea ce privește finanțele. Păi chiar și într-un sat de munte izolat în care trăiți, nu e diferența atât de mare față de Madrid? Spuneați că ați locuit la Madrid? Eu chiar sfătuiesc pe cei care au ideea să se întoarcă în sat, mai multe oportunități sunt la sat decât la oraș. Dumnezeule, eu mai aici, mă uit aici, în primul rând că nu se găsește mână de lucru calificată. Mă gândesc la fratele meu care încă nu s-a întors, care copilul încă la școală, e mare, 20 de ani, studiază. Fratele meu e specialist în instalații electrice. Păi ca să găsesc aici un instalator electric trebuie să mut contorul că e și tot. Păi de luni de zile vorbesc cu diferiți instalatori, sunt mai vreo câțiva, 2-3 prin zonă, care sunt super ocupați, au niște tarife ca în Occident, sunt super ocupați și el dacă ar veni aici cred că n-ar face față comenzilor. Tâmplari buni. Sunt doi tâmplari în toată zona. Au pe 10 ani comenzi. Deci are un vecin de aici, Sandu, tâmplarul, 1000 de uși de ferestre de comandă. Și sunt doi oameni. Celălalt din Telciu, din comună, deci vă dați seama, sunt oportunități extraordinare. Să-ți faci un mic atelier de tâmplărie, sunt 4-5 servisuri în Telciu, auto. Și toate funcționează plin, trebuie să îi dai telefon la ăsta care vis-a-vis de primărie, nu știu cum îl cheamă și zice, încearcă săptămâna viitoare, încearcă peste 2 săptămâni. Avem spălătorii auto, avem 2 brutării, avem... Și toate funcționează din plin. Da, sunt oportunități și și investitorii se plâng în momentul ăsta în România. Firmele caută angajați. Dacă acum 20 de ani cine avea un loc de muncă era văzut foarte bine, era un norocos, acum numai cine nu vrea nu muncește în România, pentru că locuri de muncă sunt. Firmele caută angajați. Chiar și salariile în anumite domenii, aici mă gândesc la construcții, încep să se ridice la nivelul, nu o să ajungă evident la nivelul celor din Germania, dar și costurile sunt altele pentru ei acasă, evident. Așa e, și costurile și, eu văd tot așa, deci dau exemplu de aici, păi la butăria de aici, din Cătun, dar nu lucrează nimeni fără minim 500-600 de euro. Și la el acasă, nu are cheltuieli cu chiria, mănâncă că ia pâine de la brutărie. Sigur. Păi asta acum 10, 15, 20 de ani era, cine lucra la brutărie era mulțumit că primea și el acolo 100 de euro. Da. Acum a crescut foarte mult. În plus, în învățământ. Mi-aduc aminte, acum și soția mea lucrează și în învățământ, dar are și... de clase private, ore private de canto, pian și vioară. Dar mi-am aminit verișoara mea, când veneam prin vacanță și o întrebam, ea profesoară de ani de zile, și o întrebam cum e, aoleo, nenorocie, au 7 milioane, un băi așa mare, abia o duc. Acum vreo câțiva ani când am venit și am întrebat-o, că am văzut că își renovează casa, zic, dar ce ai făcut? Ai spart o bancă? Nu, zice, păi soțul... lucrează la poliție, are 1000 și nu știu cât de euro. Eu am ajuns în învățământ aproape la 1000 de euro. Aoleu, păi zic, de la 7 milioane la 45 de milioane, zic, e o diferență. Da, se poate trăi decent. Se poate trăi decent, da, cu un salariu, poate trăi cu un salariu în momentul în România. De față, în România, cu 2 salarii și cu faptul că majoritatea oamenilor și la țară, dar și la sat, mai au ceva. Sigur. Unul face asigurări, altul care e învățământ face și săpunuri naturale pe care le vinde colegi, nu știu ce. Unul face și taximetrie. Deci se câștigă, se trăiește surse de venit pe lângă salariu. Da, că nu te oprește nimeni. Deci tu, exact, în timpul tău liber poți să faci ca și în Spania. Că și în Spania sau în Italia, românii, aoleo, și fratele meu lucrează acum, e tehnician de întreținere la un colegiu privat din Spania.
dar în timpul lui liber, cum se cum zic spaniolii, face ceapuză. Adică ce face mici reparații pe la poate mai ia 200-300 de euro pe final de săptămână. Da. Așa și în România. Da. Deci se poate trăi decent în România. Domnul Vlașin, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Aș vrea, în primul rând, să le spuneți celor care ne urmăresc, poate nu au fost foarte atenți sau poate n-au prins, unde vă găsesc, de unde vin să cumpere mure, iată, certificate eco-bio? Da, e un pic delicat, în sensul că noi trăim, locuim într-un sat ce nu figurează nicio hartă din lume. Poate îl punem noi acum. Se numește Transbordare. Este un cătun în zona montană din comuna Telciu, situat aproape de granița dintre Bistrița și Maramureș. Bistrița Năsăud și Maramureș. Și aici noi, în afară de activitățile noastre de business, noi facem și activități civice, sociale, culturale. Am reușit să înființăm o sală de muzică numai din donații și sponsorizări. Am făcut o campanie de crowdfunding și am adunat banii respectivi. Am făcut o sală de muzică unde am dotat sala respectivă, am amenajat-o, am făcut scenă, că nu exista sală în Telciu, scenă, am primit două piane donație din Elveția, am primit și am cumpărat instrumente muzicale de toate tipurile, facem acolo o grămadă de activități. Am înființat trei cluburi de robotică și programare în trei localități de aici, în zonă Coșbuc, Telciu și Romori. Facem o grămadă de activități, concursuri, de talente, acum o facem pe zona Sălăuții. O întâlnire cu antreprenorii locali, duminică, la pensiunea Sonia, unde ne cunoaștem între noi și vedem ce putem să aducem comunității. Deci, Transbordare, Telciu, Bistrița Năsăud. Ok. Sper că cei de acasă care ne urmăresc au înțeles ce ne-ați explicat. Domnul Vlașin, ultima întrebare aș avea pentru dumneavoastră, foarte pe scurt. Care ar fi, nu știu, primele top 3 sfaturi, să zicem, pe care le-ați dat celor care se gândesc să revină acasă din experiența noastră? 1. Cum se zice pe șleau, să nu se întoarcă nimeni la plesneală, adică la noroc. Trebuie să-ți faci un calcul dinainte, că noi așa ne l-am făcut. Deci ne-am gândit cu câțiva ani înainte de a lua decizia ce am face noi în momentul în care ne întoarcem în Telciu, în Transbordare. Și am căutat oportunități similare cu cele pe care le aveam în străinătate. Eu fac proiecte culturale, pot să fac proiecte culturale la Telciu, există oportunități de finanțare, business, ce tip de business ar putea face? Am făcut un fel de studiu de fezabilitate. Deci faceți un studiu de fezabilitate, că e foarte simplu, vă informați de la rude, chiar și de la autorități, de ce ar fi nevoie la mine în sat, în oraș? Ce ar funcționa? Un serviciu auto, o pensiune, o plantație de mure. Toate astea le-am gândit, le-am analizat, am văzut că există oportunități și abia atunci am decis. Eu când am venit, împreună cu soția mea deja avea vreo 15 elevi înscriși la cursurile ei și eu deja aveam proiecte pe 6 luni de zile asigurate. Deci când vă întoarceți, primul sfat, nu vă întoarceți la plezneală. Întoarceți-vă să aveți deja o bază, ceva gândit și stabilit. 2. Fără teamă. Adică dacă am reușit și am plecat pe vremea lui Năstase din România, am plecat în neant, că nu știam nici limba, aveam niște cunoștințe care au fost aiurea, nici mai mult și au bătut joc de noi când am ajuns acolo decât să ne ajute și ne-am descurcat pe cont propriu, păi nu ne descurcăm în propria țară și nici nu trebuie să o luăm de la zero. Aia să fim serioși, că zici, doamne, trebuie să luăm de la zero în România. Băi, cum să o iei de la zero? Că tu deja vii cu o bază, tu ai o casă cumpărată, ai un teren, ai o situație. Și 3, gândiți-vă în primul rând că ați lăsat părinții bătrâni, adică ați plecat când ei încă mai erau în putere. Mulți dintre părinți sunt bătrâni și bolnavi, abia mai reușesc să meargă până la baie și înapoi. Îi dau cazul și părinților mei. Am luat o decizie foarte importantă și din punctul ăsta de vedere. Ei acum sunt bătrâni și bolnavi și se bucură enorm că au pe cineva care să le fie mai aproape, să mergem să-i vizităm, să le cumpărăm medicamente, să ne bucurăm de ei cât încă mai sunt în viață.
Domnule Vlașin, vă mulțumim pentru sfaturile pe care ne le-ați dat și pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o la această emisiune. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația la această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult și eu și mult succes. E o emisiune foarte interesantă. Mulțumesc, mulțumim, vă dorim și noi mult succes dumneavoastră. Celor de acasă, ați urmărit o ediție specială a emisiunii Departe de România. Iată, avem vești bune de acasă. Domnul Gelu Vlașin, un român care a muncit în străinătate și a ales să se întoarcă acasă să-și investească bani într-o pensiune, este un exemplu de succes de repatriere. Sperăm să cunoașteți pe viitor, prin intermediul acestei emisiuni, și alte exemple de succes. Eu sunt Gabriel Nuțăstoica, ați urmărit o ediție specială Departe de România, difuzată pe Știri Diaspora și DC News. Nu uitați să vă abonați la canalele noastre și să primiți notificări de fiecare dată când apare o ediție nouă. Până data viitoare, vă urez numai zile senine! Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.